În fiecare noapte aud sunete ciudate care vin din podul noii mele case din Minecraft, așa că m-am dus să verific ce se află acolo și am fost șocat de ce am găsit. Niciodată în viața mea n-am mai fost atât de nervos. Deci pur și simplu, băieți și fete, nu înțeleg ce se întâmplă. De aproximativ 2 ore mă plimb pe harta asta de Minecraft și nu găsesc niciun village, frate. Băi, un village în 2 ore? Cum e posibil să nu găsești nici măcar un village în 2 ore? Eu cred că e imposibil. Pur și simplu, cred că am stabilit recordul mondial la cel mai ghinionist player de Minecraft. Deci, fraților, mă uit stânga-dreapta, mă uit în toate părțile, am mers în toate biomurile, am mers în biomul de deșert, am mers în mesa, am trecut prin mesa și n-am găsit absolut niciun village. Mie mi se pare pur și simplu bătaie de joc, fraților. Deci, nu știu, cred că e ceva stricat cu harta asta, bro. Cred că e ceva stricat cu harta asta, ar trebui, nu știu. Dar deja am iteme, vedeți că deja am iteme pe mine. Nu mai am ce să fac, men, pur și simplu. Oh! Ala! Asta nu e un village, bro. Stai că m-am și bâlbuit. Asta nu e un village, bro. Dar e o casă. What? Oh! E o casă abandonată? Oh my god, fraților, până acum n-am mai găsit așa ceva pe harta asta de Minecraft. Ok, stați puțin că situația... Băi, stați puțin, ok, cred că mi-am schimbat părerea. Eram foarte nervos acum câteva minute. Ce-i asta, bro? Mamă, deci până acum n-am mai găsit așa ceva. Oh! Nu vine să cred. Oh! Oh, shit, e și un village, da, ok. Oh my god, asta e o casă de lângă un village, bro. Oh, păi, dai, e asta, spuse că mi-a venit o idee. Păi, casa asta pare abandonată, nu? Adică, mamă, uite și o bancă pe ea. Deci pare 100% abandonată. Cum ar fi să mă mut eu aici? Cum ar fi să mă mut eu aici, băi și fete? Nu? Adică, uite, sunt lângă village și casa este abandonată, man. Nu stă nimeni în ea. Ia stai să mă duc să intre pe villager dacă pot să mă mut aici, bro. Oh my god, man, mamă, bă, casa e gigantică. Deci, fraților, dacă, cum îi zice, îi dau jos pânza de paianjen, îi dau jos chestiile alea, verdețurile alea, mai pun un geam, că vedeți că geamurile sparte, mai pun un lemn, nu știu ce. Băi, zic că o să arate tare rău de tot, man. Ia stai, man, ia stai, fraților, că s-ar putea să fi făcut mare combinație fără să ne dăm seama. Ascultați aici la mine că s-ar putea să fi făcut o combinație extrem de mare, ești nebun? Trebuie să găsim vreun villager pe aici să-l întrebăm. Uite că ăștia toți sunt ocupați, man. N-avem noi pe aici unul să-l întrebăm? Ia să mergem la ala să-l întrebăm. Bună seara, domnule villager. Probabil nu mă cunoaște, sunt aici nou în village. Am o întrebare, lângă village-ul dumneavoastră. Ok, de aici nu se vede, dar bănesc că știți despre ce vorbesc. Acolo în partea este o casă abandonată. Este abandonată. Pot să mă mut eu în ea? Adică ea cuiva sau ceva de genul? Despre ce vorbești, domnule? Ai halucinații? Ce casă abandonată? Cred că ai greșit satul. Ăsta cred că e dus cu pluta. Băi, e... fix acolo, ești nebun? Ai luat-o razna? E fix acolo, casa abandonată. Stai că asta nu știe despre ce vorbea. Stai că mă duc ăsta. Bună seara, domnule villager. Auzi, am și o întrebare la tine. Am venit și eu aici recent în satul ăsta și am văzut că lângă sat aveți o casă abandonată. Nu se vede de aici, dar vă dați voi seama că aici, na, acolo e o casă abandonată. Și am o întrebare la tine. Nu cumva aș putea și eu să locuiesc acolo, dacă vă rog frumos? Adică înțeleg că nu vă place să primiți oameni aici în village, dar e o casă abandonată până la urmă. Pleacă de aici, m-am sudorat de toți nebunii. Să nu te mai văd că pun sabia pe tine. Buciai, bă, băi, băi, stai, bă. Băi, fesur, bă, ăștia trăiesc în alt sat, nu știu că au o casă abandonată acolo? Ia stai, uite, ia hai să mai întreb și pe ăla, bă, dacă nici ăla nu știe. Ia stai, se vede casa de aici. Bă, dar nu se vede casa deloc. Auzi, villager, am o întrebare. Știi cumva... Na, am venit aici recent în satul ăsta al tău. Dacă stă cineva în casa aia abandonată, e o casă acolo abandonată. Și știi despre ce vorbesc? E sigur că ești în satul corect. No, ăștia, fraților, sunt duși cu capul. În fine, fraților, având în vedere că nu mi-a zis nimeni că... cum îi zice? Nu mi-a zis nimeni că știe el de un om care deține casa aia. Eu zic, fraților, că avem undă verde și putem să mergem în casă. Let's go, băi, și fete, ne-a făcut și cu o casă. Haideți, bă, fraților, că ne-a dat Dumnezeu. M-a pus să aștept 2 ore, dar uitați-vă ce mi-a dat, ești de bun, mare casă, mai și mică decât toate casele de acolo. În fine, haideți să explorăm și să intrăm înăuntru. Mamă, dar vedeți că e placat aici. Opa, are și cutiuță poștală. Doamna Julie, ia ce e asta? Stimată doamnă Julie, v-a trezit această scrisoare cu o inimă copleșită de neliniște și îngrijorare.
Numele meu este Marcus Popa și sunt tatăl lui Sofia în vârstă de 8 ani și al lui Andrei în vârstă de 9 ani. Aceștia sunt copiii mei dragi care au avut privilegiul de a avea ca profesoară și cărora le-ați însuflat cunoștințe și încredere în învățare. Oh! Deci asta este casa unei vechi profesoare numită doamna Julie? Adică, asta e concluzia pe care o trag de aici. Cu toate acestea, cu fiecare zi ce trece, sufletul meu se încarcă tot mai mult de o frică și de o adâncă neliniște. De aproape o lună de zile, copiii mei nu s-au mai întors acasă. Oh my god! Nu am primit niciun semn, nicio veste de la ei, iar zilele care trec fără răspunsuri mă umplu de teamă și anxietate. Doamnă Julie, am încredere în profesionalismul și grija dumneavoastră pentru fiecare elev în parte, iar acesta este motivul pentru care vă scriu. Am aflat de la alți părinți de la școală că școala a continuat să funcționeze normal și că le-ați oferit elevilor dumneavoastră sprijin și cunoștințe valoroase. Bă, dar asta e puțin. Asta era înainte o școală sau casa unei profesoare? Că nu prea înțeleg. Dar acum în inima mea nu pot să nu mă întreb unde sunt copiii mei și de ce nu s-au întors acasă. Vă rog, vă implor, dacă aveți orice informații cu privire la ce s-a întâmplat sau dacă știți ceva despre locul în care se află Sofia și Andrei, vă rog din suflet să împărtășiți aceste informații cu mine. Este dificil să gândesc în termeni raționali, dar am încredere că puteți ajuta în această situație îngrijorătoare. Înțeleg că sunteți o persoană ocupată și că aveți mulți elevi pe care trebuie să-i îndrumați, dar vă rog să priviți această scrisoare cu o înțelegere profundă a disperării mele. Copiii mei sunt tot ce am mai prețios în viață și sunt gata să fac orice pentru a-i avea înapoi în siguranță. Vă rog să-mi scrieți înapoi când veți avea posibilitatea. Îmi doresc din tot sufletul să găsim o rezolvare în această situație și să-i aducem pe Sofia și Andrei acasă în brațele noastre. Cu speranță și încredere, Marcus Popa. Ok, frate, deci asta ori era casa doamnei Julie, ori era o școală, dar nu prea arată ca o școală. Ia asta-i, frate, hai să spargem noi chestia asta, să intrăm înăuntru. Ca să vedem care-i treaba cu adevărat. Oh my god! Oh my god, băi și fete. De ce îi sânge pe jos? Oh my god, băi și fete. Asta era o școală. Bă, și este puțin, cum, vă faceți asta că sunt foarte confuz. Cum nu știu villagerii de lângă sat, din satul ăsta, de școala asta, de casa asta? Bă, frate, eu nu înțeleg ce se întâmplă, ești nebun? Ok, situația este foarte, foarte ciudată. În fine, pentru tata de la Sofia, băi, asta-i! Sofia nu era... Băi, asta-i! Dragă tată, sper că această scrisoare ajunge la tine în siguranță și sănătate. Îți scriu pentru că trebuie să-ți împărtășesc ce simt și ce trăiesc aici la școală. Împreună cu Andrei ne este foarte frică. Profesoara Julie este ciudată și neînțelegătoare. Bun, de ce asta-s puțin? Locul ăsta este o școală, da, unde predă profesoara Julie. Și tatăl ăsta a zis că nu i-a mai venit copii de un an de zile, de o lună de zile acasă și a trimis o scrisoare aici, dar se pare că copiii erau aici terorizați de doamna Julie. Nu ne ascultă când încercăm să-i spunem că ne este dor de tine și că ne simțim nesiguri aici. Îți amintesc de zilele când erai lângă noi, erai lângă noi, când ne citeai povești înainte de culcare și ne făceai să ne simțim în siguranță. Acum, fără tine, ne simțim singuri și speriați. Ne lipsesc vocea ta, zâmbetul tău cald și felul în care ne făceai să râdem. Tată, de ce nu vii să ne iei de la școală? Oh my god, o fică doamna Julie, fraților, le-a spus la ăștia că nu vine taică-su să ia de la școală. Nu că-i ține ea păziții și bă, voi vă dați seama, frate, deci taică-sul ai disperat că copiii nu vin și copiii la fel, că tatăl nu vine. Dar de fapt la mijloc doamna Julie joacă feste. Bro, ne este atât de dor de tine. Nu înțelegem ce trebuie să, de ce trebuie să rămânem aici și să ne simțim așa de nefericiți. Mamă, ăștia-i mici, cred că tatăl lor i-au lăsat aici. Vrem să ne simțim în siguranță și să știm că ești lângă noi. Te rugăm, tată, să vii să ne iei de la școală. Te rugăm să ne duci înapoi acasă în brațele tale. Ne e dor de tine și nu putem aștepta să te vedem din nou. Te iubim foarte mult și sperăm că vei veni cât mai curând. Cu dragoste și așteptare, Sofia. Oh my god, bro. Mamă, frate, ok, situația devine foarte ciudată. Extrem de ciudată, n-am să vă mint. Situația devine foarte, foarte ciudată. Ia stai că m-am mutat. Uite, vedeți, aici fraților pur și simplu se făceau ore de matematică și o oră de desen. Bă, voi vedeți? Uite, bă, ca la școală, man. Pentru tata de la Andrei, ăla-i ălălalt.
Dragă, uite, asta e foarte scurtă. Dragă tată, îți scriu această scrisoare cu inima plină de tristețe și dor. Mi-e atât de zile când eram împreună făcând toate lucrurile pe care le făceam. Vreau să știi că împreună cu Sofia ne este frică aici la școală. Doamna Julie nu este ca tine. Nu ne înțelege și nu ne pare și nu pare să-i pese de ce simțim. Ne simțim nesiguri și ne ducem dorul casei și al tău. Mi-amintesc cum mă încurajai să fiu curajos și să înfrânt tot ce e rău, dar acum fără tine mi-e greu să fac asta. Tată, vreau să vin acasă, de ce nu vii să ne iei? Bă, mă enervează atât de tare, bro! Bro, mă enervează atât de tare, pentru că acești copii, fraților, cred că tatăl lor i-a abandonat, dar nu! De fapt, doamna Julie face ceva, bro, mamă, dar cine e doamna Julie asta? Oh my god, fraților, asta e ce mai era. De ce trebuie să rămânem aici, că sufletul nostru e acasă cu tine? Te rugăm, tată, să vii să ne aduci înapoi. Ne dor de tine și de căldura ta. Aștept cu nerăbdare momentul când ne vom revedea, te iubesc mult. Cu dragoste și speranță, Andrei, oh my god, băi și fete, ok. Deci ăsta este parterul casei, ăsta e ciudate. Bă, fraților, îmi pare rău, are subsol? N-are subsol. Îmi pare rău, dar eu o să trebuiască să locuiesc aici, n-am altă variantă. Oh my god, mamă, fraților, ce e aici? Oh my god. Oh my god. Fă-te-o ce... Mamă, băi, asta sunt puțin... Băi, situația e foarte, foarte creepy. Dacă stau să vă întrebați pe mine. De ce sunt plușurile astea puse aici? N-are niciun sens. Ia, mai avem aici ceva, aici nimica. Aici? Pentru tata, ia, altceva. Dragă tată, ambii suntem aici împreună și am hotărât să schimb această scrisoare pentru că trebuie să-ți împărtășim ceva care ne frământă sufletul și ne umple de tristețe. Este vorba despre prietenii noștri. În fiecare săptămână, unul dintre prietenii noștri dispare. Mamă, băi, frate, okay. Tare am impresia că am intrat într-un mister de asta cu o școală ciudată. Nu mai vin la școală, nu mai răspund la mesaje și nimeni nu pare să știe unde sunt. Am încercat să înțeleg ce se întâmplă, dar totul este atât de ciudat și misterios. Niciul dintre profesori nu ne spune nimica, iar părinții noștri par să fie la fel de nedumeriți ca noi, părinții gen acelor copii. Ne simțim singuri și rătăciți, fără să știm dacă prietenii noștri sunt în siguranță sau ce li se întâmplă. Singurii noștri prieteni care au rămas alături de noi sunt plușii. Îi ținem aproape pentru că sunt singurii care nu dispar și care ne aduc un pic de confort în aceste momente încărcate de incertitudine. Oh my god, bro. Îi strângem în brațe și îi ascultăm când vorbim cu ei pentru că ne ajută să ne simțim mai puțin singuri. Tată, nu știm ce să facem sau să ne gândim. Ne este frică pentru prietenii noștri și ne este dor de vremurile în care eram cu toți împreună. Vrem să știm dacă sunt în siguranță și dacă ne vom mai vedea vreodată. Te rugăm să ne ajut să înțelegem ce se întâmplă și să ne fie alături în aceste vremuri dificile. Avem nevoie de sprijinul și iubirea ta mai mult ca niciodată. Cu dragoste și speranță, Sofia și Andrei. Oh my god. Ia stai să mergem și sus aici. Bă, voi vă dați seama, faceți, uite, paturile astea. Oh! My god, bă! Bă, frate! Bă, fraților! De ce e o de-asta de mormânt aici? Ok, bă, casa asta e foarte ciudată, da? Are foarte mult sânge pe aici. O să iau eu sângele asta de aici, că pe bune nu-mi place absolut deloc. Dar, băi și fete, până la urmă, hai să vedem partea bună a lucrurilor. Această tragedie a trecut, nu mai există. Da? A fost ce a fost. Eu zic, băi și fete, că o să pot să transform casa asta. Da? Chiar îmi place foarte mult cum arată. Na, are o poveste destul de ciudată. Aici probabil că au dispărut niște copii, nu știu ce toate prostiile. Însă, băi, eu m-am hotărât și cred că vreau să locuiesc aici. O să mă pun la culcare, că mi-e foarte, foarte somn. Și mâine de dimineață, băi și fete, vom începe renovările, da? Deci chiar vreau să locuiesc aici. Și na, haide să uităm de ceea ce tocmai am aflat. Că școala asta a fost o... că casa asta a fost o veche școală și nu știu ce. Hai să uităm de chestiile alea. Și să... na, să încercăm să dormim. Aoleu, băie și fete, încerc să adorm de câteva ore, însă pur și simplu nu pot, bro. Pur și simplu nu pot. Se aud sunete foarte ciudate din podul casei. Mi-e cred că scârție ceva. Haide, mă, frate. Credeam că casa asta, na, e doar urâtă ea, așa, nu care și alte defecțiuni. Băie și fete,
Vedeți ce văd și eu? Adică nu vedeți ce nu văd și eu? Bă, aici nu era un pluș roz? Bă, cumva am mutat eu... Nu. Am mutat eu plușul cumva? Bă, ia stai puțin, fesor. Am mutat eu cumva plușul undeva? Bă, aici nu era sânge. Ia stai puțin că încep să mă panichez. Încep să mă panichez, frate, ia stai. Nu, că pe bune încep să mă panichez. Bă! Am mutat eu plușul ăsta aici? Bă! Ia să faci, e ceva aici? Eu nu cred că l-am mutat aici. Vă zic, zice, eu nu cred că l-am mutat aici. Așa mi-aduc eu aminte. Ok! Sau l-am mutat? Bă, de fapt mi-e foarte somn. Nici măcar nu pot să-mi dau seama. Ce faci, mă? Hai să-l punem la loc și să ne băgăm la somn. Ok, asta a fost foarte ciudat și la fel și sunetele alea. O să încerc să ignor sunetele pentru că, pe bune, vreau să mă odihnesc. Bună dimineața, băieți și fete! Să știți că am dormit chiar destul de bine, adică după ce am mutat plușul ăla la loc, nu s-a mai auzit niciun sunet ciudat și am reușit să mă odihnesc. Însă, na, e foarte bine că am făcut asta, deoarece astăzi se anunță o zi foarte, foarte dificilă, pentru că trebuie să ne băgăm la treabă, băieți și fete! O să trebuiască să renovăm toată casa, o să trebuiască... Bro? Bă, fraților, bă, ce se întâmplă, man? Bă, ce se întâmplă? Bă, ia stai, nu spune că sunt aici. Oh my god, băi! Băi, de ce s-au mutat plușurile, bro? Oh my god, și aici, fraților, nu era o daia de mormânt. Anunț de la doamna Julie. Stimați elevi, părinți și tutori legal, în calitate de directoare a școlii. Bă, asta nu era aici, fraților! Băi, îmi adresez cu preocupare și seriozitate acest mesaj către întreaga comunitate școlară. În ultima perioadă am observat o serie de comportamente neadecvate legate de utilizarea jucăriilor în incinta școlii. Este de datoria noastră să asigurăm un mediu sigur și propice pentru învățare, iar aceste comportamente pot avea un impact negativ asupra acestui obiectiv. Dacă te joci cu jucăriile, nu mai e un mediu sigur? În timp ce înțelegem că joaca și distracția fac parte din viața noastră de zi cu zi, trebuie să subliniez că există limite clare și reguli care trebuie respectate în cadrul școlii noastre. Prin urmare, vreau să vă avertizez cu privire la consecințele serioase ale unor astfel de comportamente. Am fost informată despre situații în care jucării au fost folosite în mod inadecvat și într-un mod în care a perturbat învățarea și bună funcționare a școlii. În acest context, vreau să vă comunic că orice elev care va continua să se joace în timpul orelor de curs, în holurile sau în alte zone comune, riscă să fie supus unor măsuri disciplinare stricte. Pentru a vă clarifica implicațiile, vreau să subliniez că, începând de acum, dacă se vor înregistra astfel de incidente, elevii implicați vor fi sancționați conform regulamentului școlar. În plus, în cazurile extreme în care se va constata că jucării sunt utilizate în mod repetat și intenționat pentru a perturba procesul de învățare, vom aplica o măsură de pedeapsă suplimentară. Bă, fraților, bă, ia stai puțin, de ce s-a întâmplat chestia asta? De ce mi s-au mutat jucăriile? Bă, cine le-a mutat? Fraților, le-a mutat cineva! Și cineva a pus chestia asta aici, e imposibil, ia stai puțin. Le-a mutat cineva, e imposibil faci să se miște jucările singure, mă lași? E imposibil, le-a mutat cineva, ia stai puțin. Ia vedeți, fraților, băi, și băi, asta nu le-am spart eu. Ia vedeți. Aha. Ce faceți, mă, aici? Bă, nenorocitule, până diseară să pleci de aici cu tot cu casa ta. Bă, ce aveți, mă, cu mine? Dar ce vă deranjezi cu ceva? Ne-ai cerut permisiunea să-ți faci casa aici? Bă, și asta nebun la cap? Bă, ați luat-o razna? Casa asta era aici, băi, v-am mai zis de un milion de ori. Tu ce vrei? Lasă prostirea, ai 24 de ore să pleci de aici. Plecați, mă, de aici. Ia vedeți, fraților, cine mi-a mutat mie plușurile. Mi-a făcut așa o farsă. Aha, plecați, mă, de aici. M-am și panicat. Să nu vă mai văd aici, plecați. Gata, băi, și vedeți, gata. Nu ne-am panicat degeaba, fiți atenți. O să fac acum o curățenie generală pe etajul ăsta. Sper să termin până diseară. Și da,
Mâine facem pe următor, pe parter. Dar acum haideți să facem o curățenie generală pe tot, generală pe tot etajul. Ta-da! Ia vedeți, băieți și fete, cum arată? Ok, stai că am uitat de asta. Ia vedeți acum. Cum arată, frate? Băi, eu zic, arată altcumva, men. Am pus toate plușurile la locul lor. Am pus totul aici frumos. Într-adevăr, dacă mergem aici jos, na, putem observa că sunt niște chestii puțin mai ciudate, dar mâine de dimineață o să facem și aici o curățenie generală. Și totodată trebuie să facem o curățenie generală și în podul ăsta. Bă, dar ce m-am speriat azi dimineață, băi, și fete, uai ce m-am speriat, că au venit ciudații, băi, să mute ei mie jucăriile, men, să mă facă pe mine să mă sperii. Sunt curios dacă... Băi, asta-i. Ia uite mă că a mai venit altul. Băi, asta, băi, pleacă mă de aici. Ia, hai, veni, veni să vă bateți cu săbile cu mine dacă sunteți smecheri, că sunt full diamond, da? Nu plec niciunde, băi, casa asta era aici, n-am construit-o. Uite la ea ce vai de capul ei e. Casa asta era aici. Casa asta nu era aici acum câteva zile. Băi, bă, aveți o problemă? Nu, bă, n-am construit-o eu. Iar asta poate să semne decât un singur lucru. Omule, pleacă, crede-mă, îți pui viața în pericol. Dacă nu mă crezi pe mine, citește cartea asta. Băi, iar, bă, ce te-a trimis, mă, să faci mișto de mine? Legendă, ia ce asta? Lasă. În întunericul nopții, povestea terifiantă a casei lui Andrei și Sofia. Voi de unde știți de Andrei și de Sofia? Băi, frate, băi! Știi ce au făcut ăștia mei? Ăștia au pus acolo chestiile alea cu Andrei și Sofia ca să sperie cine vrea să se mute aici și își dat seama că nu mă sperie și acum încearcă mai multe chestii. Tăceți-mă din gură! Răzbate prin vânturile șoptite ale amintirilor înghețate. Această legendă spământătoare este împletită cu mistere nerezolvate și cu un sentiment de frică care încearcă să se înfășoare în jurul minților curioase. Este o poveste despre un loc malefic unde copilăria și inocența s-au transformat într-un coșmar fără sfârșit. Casa misterioasă, cunoscută ca și casa lui Andrei și Sofia, are o istorie tulburătoare legată de destinul tragic al celor doi copii, Andrei și Sofia, și al colegilor lor, care au devenit parte a unui secret înspăimântător. Totul a început într-o zi obișnuită, când Andrei și Sofia au plecat la școală sub îndrumarea doamnei Julie. Bă, vă zic eu, fraților, ăștia fac o schemă de asta să nu stea nimeni în casa asta, dar eu, mie, la, cu mine nu merge. Nu pot să mă fraierești pe mine. Acea zi s-a sfârșit în mod tragic, când toți copiii au dispărut fără urmă. Se spune că această casă a fost într-o vreme școala doamnei Julie. Asta mi-am dat seama și eu. Însă, odată cu dispariția elevilor, școala a căzut sub urma întrunecată a unui secret tulburător. Povestea susține că sufletele copiilor și a doamnei Julie au fost prinse într-un vârtej al nefericirii și furiei, bântuind casa în care odată au căpătat cunoștințe și prietenii. Cei care îndrăznesc să pășească în această casă încep să simtă prezențele lor în fiecare colț întunecat și în fiecare șoaptă de vânt. Lucru fals! Deci, fraților, nu... Mi-a apărut doamna Julie sau copiii aia în față, doar s-au mișcat chestii cât timp eu dormeam. Lucru care înseamnă că cineva poate să-mi facă o farsă. Dar casa nu este numai înspăimântătoare din cauza sufletelor rămase în urmă. 100% sunt suflete rămase în urmă. Ea posedă un secret supranatural care a ținut-o, care a ținut pe mulți într-o stare de teroare. În fiecare noapte casa se teleportează într-un alt loc... devenind o enigmă perpetuă pentru cei curioși. Se spune că cine îndrăznește să se mute în această casă, va fi în această casă blestemată, va fi lovit de un blestem irreversibil. Viața lor se va transforma într-un coșmar și casa va rămâne ancorată într-un loc, continuă să fie un simbol al pierderii și al suferinței. Da, ce să vezi, vă, fix omul care se mută aici are de suferit. Tăceți-vă din gără! În timp, casa lui Andrei și Sofia a devenit subiectul discuțiilor în cercuri înfricoșătoare, iar mulți au evitat cu grijă să treacă pe lângă ea în timpul nopții. În fiecare noapte, locuitorii din împrejurime o caută cu sufletul în gât, sperând să nu o găsească în apropierea casei lor. Adică o caută ca să nu o găsească. Uneori aceasta apare în locuri liniștite, alteori locuri mai populate, iar privirile lor înghețate se fixează asupra ei cu teamă și superstiție. Această legendă fricoșătoare este adesea transmisă de la o generație la alta, un avertisment străvechi despre pericolele ascunse în spatele aparențelor. Casa lui Andrei și Sofia continuă să fie un simbol al pierderii, al suferinței și al fricii. Ea le amintește tuturor că evenimentele tragice pot lăsa o amprentă puternică și că unele secrete pot rămâne nesoluționate pentru totdeauna. Da, mă, da. Indiferent dacă este doar o poveste sau dacă... Da, da, hai mă, mă lași în pace. Băi, pleacă-mă de aici. Nu mă frești tu pe mine. Bun, fraților, bă, ăștia vă dați seama. Uite-mă că toate astea aici, față. Bă, ăștia au făcut intenționat așa. Intenționat au făcut așa ca să mă sperie pe mine. Fiți atenți, băi și fete. Acum mă bag la somn.
Și mâine de dimineață venim aici, băi, și curățăm tot, ați înțeles? Deci curățăm absolut tot, luăm și sânge asta de pe jos, luăm tot de aici, fraților, și facem casa nebună. Fiți atenți. Și deci mâine, după ce curățăm asta, mergem și pe plajă, luăm sand, facem geamuri, băi, să vedeți că în 2-3 zile facem cea mai tare casă. În fine, hai să mă bag la somn și să-i las pe ciudații ăștia cu toate legendele lor. Băi, fraților, iară nu pot să dorm, man, că iară se aud sunete ciudate din pod. Haide, mă, și iară au dispărut astea. Mamă, ia asta. Unde sunteți, mă? Unde? Iar a apărut sângele aici. Unde sunteți? Tu ești, mă? Vino aici. Băi, fraților, bă, vin vigile astea și mă terorizează. Nu mă lasă să dorm noaptea, frate. N-ai mai văzut așa ceva și iară. Ia asta, sunt plușurile undeva pe aici. Iară mi-am mutat toate plușurile în pod. Bă, frate, bă, ireal, frate, ce se întâmplă, man. Iară trebuie să mă duc să le iau din pod. Bă, da, chiar așa nu, băi, și fete, că mâine de dimineață o să mă duc eu și o să am o discuție cu villagerii ăștia, că deja e prea de tot, frate. Deja e prea de tot și deja văd că se cred prea șmecheri. Voi cine sunteți? Salut! Ai venit la cursurile doamnei Julie. Oh my god, totul era real. Te rog să iei loc în bancă și să te pregătești de moarte. Nu, vă rog, nu!